Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuția pe care o aveți la cel mai ascultat program de radio din această țară în acest moment. Este inițiativa la care Europa FM ține foarte mult. Capacitatea noastră de a vorbi și de a căuta soluții în comun. Capacitatea noastră de a avea dialog aici în fiecare vineri este un moment pe care ni l-am dorit foarte tare și care este unul reușit de-a lungul acestui an. Știți propunerea noastră, dacă ne ascultați în premieră, în fiecare lună a anului la Europa FM vorbim despre una dintre temele fundamentale ale societății românești, stăm de vorbă cu voi, iar vinerea la prânz aducem aici experți, politicieni, oameni care răspund pentru ceea ce se întâmplă în societatea românească, cu care voi puteți sta de vorbă. Imaginăm astfel un dialog în trei părți în care căutăm soluții, în care expunem care sunt problemele și căutăm soluții la problemele comune pe care le avem. În luna octombrie, Europa FM v-a propus și astăzi se încheie să avem o discuție despre orașele noastre, despre cum arată orașele noastre, despre cum se face politică în orașele noastre, despre problemele comune și soluțiile pe care le-am găsit. Sigur, vorbim despre parcări, vorbim despre cum se asfaltează, vorbim despre mediu, vorbim despre fațade, căldură, că vine iarna. Vorbim și despre oamenii care conduc orașele astea și v-ați întâlnit luna aceasta cu, cred eu, primarii cei mai vizibili din România. Astăzi este un primar care a devenit celebru pentru stilul său mai curând dur și mulți au spus că de la Traian Băsescu încoace noi nu am mai avut un astfel de primar hotărât. Sigur că stilul ei, căci e vorba de Clotilde Armand, a împărțit lumea în două, unii o iubesc, alții o critică. Important este să vedem dacă soluțiile folosite de ea sunt aplicabile, dau rezultate, cum și dacă pot fi împrumutate de alte localități. Bine ați venit, doamnă! Mulțumesc că ați acceptat invitația! Bună ziua! Mă bucur foarte mult că m-ați invitat. E o plăcere să vorbim de administrația publică, de sectorul 1. Sunteți pasionată, mi-a așa am făcut impresia că sunteți pasionată de chestiunea asta. O să spun imediat și întrebările pentru ascultătorii noștri și o să deschidem această dezbatere, dar înainte, așa e specificul emisiunii, îmi rezerv eu dreptul de a vă pune două întrebări, dacă sunteți de acord. Bineînțeles. Mai sunteți cel mai bogat sector din România? Mă uitam pe Facebook, cred că sunteți într-o polemică cu Robert Negoiță de la sectorul 3. Dumneavoastră v-ați plâns că nu mai sunteți cel mai bogat. Domnul Negoiță v-a făcut niște calcule și a arătat că, totuși, așa arată și calculele mele, că aveți cei mai mulți bani pe cap de locuitor. Cum stă treaba? Da, este o întrebare foarte, foarte bună. Locuitorii sectorului 1 sunt cei mai bogați din București. Au veniturile cele mai mari. De fapt, o treime din veniturile din București se fac în sectorul 1. Numai că la începutul anului, când s-a făcut bugetul pentru anul 2021, s-au schimbat regulile de alocare a acest impozit pe venit. Înainte, acest impozit pe venit, adică impozitul pe care îl plătesc locuitorii sectorului 1, revenea în mare parte în sectorul 1. Acum, acest impozit se centralizează la nivel de București și este realocat în funcție de numărul de locuitor. Adică un sector care are multe firme, care are o mare activitate economică, dar are puțin locuitor, este extrem de penalizat față de un sector care are mulți locuitori, dar nu are activitate economică. Înseamnă că dacă am un cartier de firme, un cartier unde nu sunt locuitori, eu de fapt, dacă urmăresc această logică, n-am bani pentru a întreține străzile, pentru a întreține școlile în care se duc angajații acestor firme, etc. Pe cap de locuitor rămâneți însă sectorul cu cei mai mulți bani, cum ar fi? Nu, pe cap de locuitor, eu am același buget pe cap de locuitor ca un alt sector. Aha. Numai că având mai puțin locuitor, pentru că în sectorul 1 avem aproximativ 12% din locuitorii Bucureștiului. Da? Am unul dintre sectoarele cu cei mai puțin locuitor. Având mai puțin locuitor, am un buget
Aici vorbesc de impozitul pe venit. Da? Am un buget mai mic decât un absolut, dacă vreți, decât în alt sector. Atenție, aici nu vorbesc de taxele locale, vorbesc de banii care revin din impozitul pe venit. Da. Cu Clotilde Armand, astăzi imediat vă adresez și întrebările. Mă uitam pe Facebook, se plâng în continuare consilierii locali că nu-i lăsați la direcția de urbanism, n-au voie să meargă acolo? Nu au voie să meargă acolo. Nu, dar de ce n-au? Sunt consilieri. Exact, cum n-au voie să intre nici în serviciul de achiziții publice, nu au voie să intre nici în serviciul de urbanism. Pentru că serviciul de urbanism este un serviciu care trebuie să se facă de profesioniști. Nu trebuie fiecare să aibă acolo o intrare și să se rezolve problemele de urbanism între un petent care vine printr-un intermediar și serviciu. Serviciul urbanist a fost un locuit complet. Avem un nou arhitect șef, avem noi arhitecți. Pur și simplu, toată direcția a fost înlocuită. Avem acum niște oameni integri care ascultă doar de interesul cetățenilor sectorului 1. Noi nu vrem să avem blocuri care nu corespund cu indicatorii urbanistici din zonă. Dacă este o zonă de case, nu trebuie să apară blocuri în aceste cartiere. Doamna Armand, eu vă întreb așa, erau consilierii, haideți că să vă puneți și casca la loc, erau consilierii sursă de corupție și de pile în primărie? De asta ați interzis intrarea lor acolo? Eu vreau să previn orice caz. Păi nu, dar ceva v-a hotărât, doamna, adică n-ați venit cu ideea asta. Sectorul 1 este un sector cu o miză pe partea de pe partea imobiliară uriașă. Este un sector unde metru pătrat costă cel mai mult, unde sunt niște dezvoltări imobiliare foarte mari, unde sunt foarte mulți bani pe partea de imobiliare și, într-adevăr, dacă cineva reușește acolo să obțină un etaj mai mult, un bloc, un loc de o casă, miza financiară e foarte mare. Eu vreau să evit să ajungem în situația respectivă. O să trebuiască să vă întreb și de războiul politic de acolo și, evident, despre situația gunoiului, dar sunt convins că multe dintre întrebări vor veni și de la public. 0372069599. Vă întreb astăzi, cum apreciați activitatea lui Clotilde Armand la un an de la alegerea sa în funcție? Care sunt lucrurile pe care ar trebui să le facă și cei reproșați că nu a făcut? Și până la urmă vă întreb și așa, pentru cei care sunteți în restul țării și cu siguranță v-ați făcut o idee despre ea, căci a fost probabil cel mai televizat primar în ultimele luni. Dom'le, ați vrea să aveți un primar precum Clotilde Armand acolo unde sunteți voi, adică un primar care împarte apele în două. E și iubit și criticat în egală măsură. 0372069599. Sunt convins că o să apară și întrebări despre politică, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Ilie Bolojan. V-a mai chemat cineva la guvernare astăzi? Nu, nu, nu. Nu. Am foarte mult de făcut la primăria sectorului. Nu a spus că sunt un primar foarte mediatizat. Trebuie să vă mărturisesc că eu personal nu am fost foarte prezentă, de fapt, n-am fost prezentă nici la televiziune, nici la radio, pentru că reformele de care avem nevoie nu se fac nici pe Facebook, nici pe televizie, nici la televiziune, nici la radio și e nevoie, nu e o lipsă de respect față de jurnaliști, dar e nevoie de mine la primărie și pe teren. Valentin, salutare, bine ai venit la Deșteptarea României, tu deschizi seria convorbirilor cu doamna Armand. Bună ziua, doamnei primar. Și, în primul rând, felicitări pentru tot ceea ce ați realizat până în acest moment și pentru ce v-ați propus să realizați, dar nu ați reușit din vari motive. Suntem în plină campanie de vaccinare, o campanie pe care toate partidele politice o sprijină în mod declarativ. Puteți să ne spuneți, mă refer la Romexpo, în primul rând, din câte știu eu, este cel mai mare centru de vaccinare din România și se află în subordinea administrativă a primăriei sectorului 1.
Puteți să ne spuneți în ce măsură primăria sectorului 1 s-a implicat în buna administrare a acestui centru de vaccinare și în ce măsură partidele politice, prin intermediul Consiliului Local, sectorul 1, au sprijinit buna funcționare a celui mai mare centru de vaccinare din România? Stați un pic, Valentin, că eu nu înțeleg care e reproșul aici. Adică aș vrea să înțeleg situația. Nu este un reproș. Eu pot să răspund. Da, vă rog, nu că încercam. Funcționează bine. Din câte știm din zona media, bugetul pentru funcționarea centrului de vaccinare al de la Romexpo este puțin blocat. Asta nu știam, asta voiam să aflu. Are dreptate, Valentin. Da. Vă rog. Bun, în primul rând, acest centru... Da, mulțumesc pentru această întrebare, este o întrebare foarte, foarte bună și importantă în ziua de astăzi. Acest centru Romexpo nu este doar administrat de noi, este creat de noi, este inițiativa noastră, este într-adevăr cel mai mare centru de vaccinare din România. S-au administrat un centru Romexpo mai mult de 285.000 de doze. Da? Pentru un sector de 250.000 de locuitori, 290.000, că suntem aproape acolo, este o realizare. Au fost niște vaccinuri cu o singură doză care s-au administrat acolo. E plătit de banii cetățenilor din sectorul 1, DSP, adică Ministerul Sănătății, ne rambursează salariile personalului care prestează servicii, dar chiria și tot ce ține de Romexpo este plătit de banii noștri din sectorul 1. Este o contribuție a cetățenilor din sectorul 1. Ce înseamnă că e bugetul blocat? Adică știu că sunteți într-o dispută cu Consiliul Local. Da, da. Și banii ăștia nu ajung acolo? Adică există... Noi am anticipat faptul că va trebui să consolidăm, să creștem bugetul pentru funcționarea acestui centru. Știți foarte bine, în momentul în care am votat bugetul în aprilie, în momentul în care eu am propus un buget pentru acest centru Romexpo, noi nu știam cât va dura criza și nici nu aveam veniturile. A fost o rectificare și avem niște venituri suplimentare care ne permit, așa cum am planificat, să finanțăm mai departe acest centru. Numai că Consiliul Local, din motive mai mult de orgoliu politic, pentru cincea oară, nu au votat, avem Consiliul astăzi după masă, sper că vor vota, nu au votat rectificarea bugetară care îmi permite să finanțez mai departe acest centru Romexpo. Concret, salariile personalului din octombrie, utilitățile din octombrie și chiria din octombrie nu sunt asigurate la ora actuală. Dacă nu este votată rectificarea bugetară, personalul care trebuie să-și primească salariul pe data de 12 noiembrie pentru octombrie nu va putea fi plătit. Și atunci eu cer aici public sprijinul Consiliului Local, simțul responsabilității a Consiliul Local, ca să fie votată această rectificare bugetară. Dar dumneavoastră sunteți într-un război cu Consiliul Local. Eu nu sunt într-un război cu Consiliul Local. Eu cer ca Consiliul Local să aleagă dacă sunt de partea cetățenilor sau de partea unor interese. Multă lume vă reproșează că nu faceți niciun efort sau că nu aveți nicio deschidere în a constitui o alianță aici sau în a face șubredă alianță cu PNL să mai funcționeze. Domnul Subla, nu vreau să intru într-o dezbatere politică. Eu de un an de zile spun că se reface acest USL. Eu ce vreau este să fac reformele pentru care am fost aleasă primarul sectorului 1. Ca să fac aceste reforme, într-adevăr, este mult mai ușor dacă am sprijin în Consiliul Local. Dar fără sprijin sau cu sprijinul lui, tot o să fac aceste reforme. Sunt singură primărie care a reușit o reorganizare, unde am oprit, unde am desfințat trei direcții prin care se facea o emoragie de bani publici. Da? Asta am reușit pentru că l-am făcut imediat când am fost aleasă primar, imediat înainte să fie alegerile parlamentare. După ce au fost alegerile parlamentare, într-adevăr, acest
USL s-a refăcut și e mult mai dificil cu Consiliul Local. Dar eu cred că, totuși, aici e vorba de o pandemie, de o responsabilitate. Eu sunt convinsă că, până la urmă, vor înțelege că ceea ce propunem la vot nu este... nu sunt niște proiecte politice, sunt niște proiecte pentru cetățenii sectorului. Vedem în după amiaza asta. Alexandru, bine ai venit, mulțumesc pentru răbdare. Știți regula de la Deșteptarea României, durează un pic mai mult, discutăm în trei părți. Mulțumesc, Alexandru, salutare. Da, nicio problemă. Salut, Cătălin, mă bucur că am din nou ocazia să intru în emisiunea ta. Și o salut pe doamna primar cu apreciere pentru activitatea pe care o desfășoară și cu urări de succes pe mai departe. Întrebarea mea o să vizeze subiectul poliției locale din sectorul 1, pentru că știu că a fost printre primele instituții vizitate, vizate, reorganizate de după ce dânsa a preluat mandatul de primar. Și ce ar trebui să ne așteptăm să vedem în perioada următoare cu privire la activitatea acestei instituții, apropo de disciplina din construcții, de activitatea de control, de ridicări de mașini abandonate sau parcate neregulamentar. Aspecte care țin odată de confortul nostru al cetățenilor, din întâmplare chiar și locuiesc în sectorul 1, dar și de imaginea primăriei ca autoritate publică care își apără interesele și de imagine și financiare și de orice fel. Adică... Mulțumesc. Adică, stați un pic, că vreau să înțeleg, nu merge treaba cum v-ați aștepta la poliție sau ceva de genul ăsta? Știm că de obicei la noi și poate și la alte popoare rezultatele în primă fază se obțin mai mult printr-o constrângere, printr-o, chiar și printr-o teamă de, nu știu, a nu fi amendat, dar să parchezi neregulamentat, dau un exemplu. M-am înțeles. Stați aici cu... Spațiul care cred că este loc de îmbunătățit și, nu știu, ce ne poate spune doamna primar de ceea ce s-a făcut până acum și ceea ce ar urma să se facă. Vă rog, rămâneți aici cu noi la telefon. Da, da. Da, poliția locală este un... este o instituție importantă pentru noi și trebuie reformată și la asta lucrăm. Nu am finalizat aceste reforme. Recunosc că suntem al patrulea director general și că este o nevoie de o reformă puternică care va lua un pic mai mult timp. O să răspund punctual la probleme pe care le-ați evocat, sunt probleme reale și merită toată atenția noastră. Când e vorba de recepții și de acest certificat de edificare de care are nevoie oricine care construiește un sectorul 1 ca să ca să-și întabuleze construcția nouă, l-am mutat. Nu mai sunt la poliția locală, sunt acum în aparatul primăriei. Poliția locală nu avea nici competențele, nici atenția sau etica necesară ca să facă o treabă, o muncă corectă. Da? Și atunci, ca să evit orice risc. De fapt, acolo, în poliția locală, era un grup infracțional care, prin aceste recepții, ne facea muncă mult mai dificilă să stăpânim haosul imobiliar. Când spuneți grup infracțional, înseamnă că ați făcut sesizări și către parchet cu ce ați găsit? Da, bineînțeles. Trebuie să știți, polițiștii, familia lor, prietenii lor, aveau apartamente, primau apartamente în foarte multe dezvoltări imobiliare. Când m-am dus pe teren, am constatat că parcările care existau scriptic nu existau pe teren, că parcările care trebuia să fie un subsol erau transformate în apartamente, că spațiile verzi nu existau, dar polițiștii aveau ei 10 apartamente în diferite, ensemble rezidențiale. Și atunci, era ca să... Bineînțeles că trebuie să desfințăm complet acest grup infracțional, dar ca să, din prima zi, ca să nu mă mai confrunt cu situația asta, am mutat tot ce este recepții în aparatul primăriei. Și sunt niște oameni noi, oameni corecți, care acum fac aceste recepții. Bun. Apoi, vorbind de...
haosul în străzile noastre. Aici ne confruntăm cu o dublă problemă. Faptul că poliția locală nu este extrem de activă, dar și ne lovim de faptul că poliția locală are niște atribuții extrem de reduse. Un polițist local nu are voie să dea o contravenție la o mașină prost parcată. Trebuie să-l prindă pe cel care a parcat prost. Adică nu poate fi ridicată stasca ani de zile sau ridica mașina aici. Poate să o ridice. Asta da? Poate. Da? Dar nu poate să dea o amendă. Păi și când o ridică, nu vine cu tot cu amendă? Nu așa era legea ani de zile? Chiar și mie mi-a fost ridicată mașina cu tot cu amendă și ce mai urmă. Da, în sectorul 1 am început să ridicăm mașinile. Chiar avem, vorbeam mai devreme de o rectificare bugetară. Știți că pentru a ridica mașini avem nevoie să achiziționăm niște utilaje care știu să le ridice fără să le strice. Avem nevoie de un personal care va putea să... Sau puteți să dați la o firmă, cum s-a făcut? Aș prefera să nu dăm la o firmă. O să facem și o colaborare cu o firmă, dar nu cu totul, ca să nu întâmpinăm aceleași probleme ca în trecut, unde această acțiune a fost nu a fost bine percepută și s-a abandonat această practică pentru că n-a fost bine făcută. Trebuie, în momentul în care vom ridica masiv mașinile prost parcate, trebuie să-l facem bine ca să fie acceptat social, da? Mașinile să nu fie stricate, etc. Da, ce vă spuneam e, da, într-adevăr, legea ne permite să ridicăm mașinile, dar nu ne permite să dăm o contravenție. Trebuie ca persoana respectivă să, să găsim șoferul, dacă vreți, pentru da, asta în epoca digitală n-ar trebui să fie o problemă. Mașinile au proprietari, nu? Adică... Nu, dar trebuie să-l găsim fizic. Da, aici aveți grup parlamentar, da. Puteți modifica exact. Legea dacă e... Bun, un poliția locală, la ora actuală, suntem... E o situație complicată și aici vă spun, vedeți, vă spun în mod total transparent dificultățile de care mă lovesc. La ora actuală, de când s-a adoptat noul cod administrativ, un polițist local este un funcționar public cu statut special. Nu s-a echivalat funcția, ce înseamnă, o să râdeți, da? Dar nu avem voie la ora actuală să recrutăm un polițist local. Și atunci, eu ce trebuie să fac? Eu trebuie să... reușesc ca toți polițiștii locali care nu sunt corecți să îi prind, să facă o comisie de disciplină și să reușesc să plece. Au plecat foarte mulți. Au plecat aproape un sfert deja. Dar eu ce aș dori este să reconstruiesc o poliție locală puternică și integră. Pentru asta am nevoie încă de un pic de timp, am nevoie ca la nivel mai sus de mine, cum se spune, odată pentru toate să se facă această echivalare de funcții publice și să pot să recrutez. 0372069599. Îți mulțumesc, Alexandru. Astăzi puteți să o întrebați pe Clotilde Armand despre sectorul său, dar și chestiuni generale care țin de politică. V-ar plăcea să aveți un primar precum Clotilde Armand? Ce fapte bune a făcut și cei reproșați primarului sectorului 1, cred că Eduard e alături de noi. Salutare, Eduard! Bună ziua! Salut, Cătăline! Vă ziua, domnul primar! Bună ziua! Ca să răspund un pic așa la întrebare, da, sunt foarte mulțumit de doamna primar. Chiar n-am votat-o, dar urmează. Da, dacă vă mutați în sectorul 1 sau ce, sunteți locuitor? Da, locuiesc în sectorul 1, locuiesc la Gara de Nord. De fapt, de asta am și sunat mai mult. Așa. Pentru că e un pic de dezastru acolo, hotelul Dunărea cade efectiv pe noi. Chiar ceva mai devreme, când am făcut teaser-ul la emisiune... Am auzit mesajul, tocmai de-aia am și sunat. Un mesaj de la o doamnă care spune acolo, eu nu știu zona foarte bine, dar spune așa, domnule, e un dezastru, despre ce e vorba acolo în zona respectivă? Este un hotel lăsat, ce să zic, e o ruină, de fapt, care a început să cadă. Efectiv, lumea nu mai merge pe trotuar normal, ocolește trotuarul de frică. Hoți își arunc portofelele acolo, miroase, nu vreți să știți cum. E un pic de dezastru acolo. Niciun primar până acum nu a aruncat un ochi în direcția aceea, nu știu de ce. Blocul de vis-a-vis de Gara de Nord, spuneți dumneavoastră?
Da, este pe semicerc, pe diagonală cu Gara de Nord. Gheorghe Duca cu Grivița. Mm-hmm. Bun, și acolo așteptați să facă primăria ceva, bănuiesc. Da, măcar să se pună niște plase, să nu mai cadă bolovani din clădire, măcar atât. Dar ideea principală este ce se întâmplă cu acea clădire, de ce nimeni nu vine să facă nimic acolo. Am asta e, de fapt, întrebarea. Da, trebuie să știți că în primăria sectorului 1 nu s-au făcut exproprieri până acum. Partea de... evocați două probleme. Faptul că este un pericol public și faptul că este o clădire de patrimoniu, o clădire importantă, pentru că în momentul în care ajungi în București prin Gara de Nord, este prima clădire pe care o vezi, este o clădire care a fost foarte frumoasă, fost foarte emblematică pentru micul Paris. Da? Și care, într-adevăr, astăzi este o ruină. Vom începe să facem primele exproprieri pentru, de fapt, pentru Promenada Verde, nu pentru hotelul Dunărea, dar începem ca să reușim să facem pentru prima dată acest proces de expropriere. Este și Casa Miclescu de pe Chiselev, care este tot la fel, o casă extrem de frumoasă, abandonată și nu e normal pentru o comunitate care măcar în medie este bogată, să ne abandonăm bijuteriile. Da? Adică acea casă va fi expropriată? Asta spune? Pentru Casa Miclescu, da, am discutat cu primarul general și acum ne ocupăm să reușim să o expropiem ca să putem să îi redăm frumusețea. Blocul de care zice ascultătorul nostru? Hotelul Dunărea, da. Hotelul Dunărea este și el, este la primăria generală și pentru el va trebui la fel să avem o înțelegere cu primăria generală pentru a vedea cum vom reuși să exprimăm. Dar trebuie să înțelegeți un aspect. Dacă toate aceste lucruri ar fi ușoare, eu de astăzi l-aș fi făcut deja. Toate aceste clădiri de patrimoniu au niște probleme juridice, niște litigii foarte complicate. Și știți că, din păcate, legea din România nu era făcută pentru a proteja monumentele noastre. Știți că am luptat atât de mult să nu fie distruse niște clădiri de patrimoniu care au fost, chiar cu binecuvântarea justiției, au fost distruse, pentru că nu era conștiința asta. Dacă e litigiu, nu puteți expropria, nu? Trebuie, oricum, orice acțiune de expropriere pentru acest tip de clădire, e ceva care ia timp. Și este ceva care necesită un consens politic. Încep acum, dar va trebui și Consiliul Local să fie de acord, va trebui să fie și Primăria de acord, va trebui să fie și Consiliul General de acord. Probabil că vom avea nevoie și de guvern. Trebuie un consens politic și trebuie ca toți factori politici să fie de acord, să fie conștienți că nu putem să lăsăm această clădire să prăbușească. Și asta a lipsit până acum. Mereu erau niște mize imobiliare, care, de fapt, chiar ele provocau distrugerea. Și mizele astea au dispărut? Nu au dispărut, dar este o... Vedeți, e domnul care ne-a sunat acum. Este o cerere mult mai vocală a societății civile, care spune totuși, este patrimoniul nostru, este orașul nostru, nu mai vrem să vedem clădiri de sticlă și de metal și să dispară arhitectură sau neoromânească sau art deco, vrem să păstrăm patrimoniul nostru. Edi, la voi aveai ceva de spus înainte de întrebarea mea? Da, până rezolvăm problemele acestea juridice, ar trebui urgent făcut ceva acolo, pentru că chiar clădirea asta se dărâmă în capul nostru. În fiecare zi sunt pietre, bolovani pe trotuar. Adică nu vă puteți asuma să puneți pe banii primăriei niște, știu... O să fac. Ați văzut ce a început să existe și o să vedeți mai multe clădiri de genul acesta. Se pun niște bare de metal verticale, orizontale, scuze, și se pune o plasă, ca nimic, stucăturile noastre frumoase să nu mai cadă. Da? Exact. Și atunci asta o să facem. Da. Vreau să menționez un exemplu pentru care am luptat, ca să vedeți că sunt de bună credință. Hotelul Triumph. Un alt hotel.
un alt hotel al Bucureștiului, care era intenționat lăsat să se degradeze și pentru care am luptat și am reușit să obligăm administratorul să pună o plasă, să nu mai plouă un hotel. Vreau să spun că la Gara de Nord știu că sunt multe probleme. Am propus la semnare un protocol de colaborare cu Ministerul Transportului, cu PMB și cu noi pentru a găsi o soluție de viitor pentru această gară, care este un monument atât de important și logistic, și simbolic, și arhitectural pentru București, și care este lăsat la abandon. Acum, ca să vorbesc de un proiect mai concret, avem parcările care trebuie... Stați că ajungem și acolo, nu vă grăbiți. Dacă voiam, ajungem la parcări. Și la Piața Matache, ajungem și la Piața Matache, nu? S-a întrebat de dimineață la Piața Matache, la deșteptarea. Eduard, la voi să ia gunoiul? Parțial. Aha. Adică nu mai cum a fost înainte de vedeai maldrele acelea de gunoi, dar oricum saci la fiecare stâlp de gunoi, acele coșuri micuțe de se pun pe stâlpi sunt un pic depășite, adică trebuie să vină un pic mai des. Și foarte mare problemă e, în momentul ăsta sunt cu frunzele din copaci, nu au fost măturate, noi am ieșit, ne-am făcut un grup, am măturat o stradă întreagă. Și am lăsat sacii efectiv în stradă, că n-ai unde în altă parte. Dar vor fi ridicate. Și vă mulțumesc că ați făcut asta. Da, cu asta mă așteptam să înceapă. Adică eu mă așteptam ca de la primul telefon să vă zică cineva de gunoi, că asta... Da. Nu este gunoiul atât de mult în sectorul 1 cum se tot aude. Eu locuiesc și-l bântui. Chiar acum sunt pe Floreasca. Gunoi nu mai este în sectorul 1 cum era atunci când a fost scandalul cu gunoiul. Am înțeles. Bine, doar. Mai sunt câte unii care lasă gunoiul la stâlp și fug, asta e altceva, dar gunoiul s-a cam rezolvat în sectorul 1, din punctul meu de vedere. Am înțeles. Bine, o să vedem cu telefonul mai departe. Mulțumesc tare mult. Cum considerați, că ați pierdut sau ați câștigat partida cu gunoiul? Contractul nu l-ați desfăcut. Nu, contractul n-am putut să-l desfac, dar suntem în justiție. Adică lucrurile acestea iau timp să se facă corect. Acum, gunoiul este ridicat în sectorul 1, sunt locuri unde nu este curat așa cum ar trebui să fie, dar nu au fost, n-a fost niciodată curat așa cum ar fi trebuit. Da, este încă mizerie, este cel mai bun lucru pe care ni l-a lăsat PSD. A fost o criză și eu aș dori ca toată lumea să înțeleagă de ce a fost criza asta și o să spun două fraze. Vă imaginați o familie cu doi părinți care au niște venituri, da? Muncesc și au niște venituri. Și din veniturile familiei, o treime se duce pentru curățenia în casă și nici măcar nu e curat în casă, da? Și atunci părinții se gândesc, ok, o treime din veniturile noastre pentru femeia de serviciu sau firma face curățenie în casă. Și se gândesc, dar totuși avem nevoie de banii aceștia pentru educația copilului nostru, pentru a reface acoperișul, pentru a cumpăra o mașină de spălat nouă, pentru a face serviciu la mașină. Avem nevoie, o treime și nici măcar nu e curat. Și se gândesc, ok, o să vorbim cu femeia de serviciu și să îi spunem, ok, ea acum spune că vine în fiecare zi, dar nici nu vine în fiecare zi, să vină de două ori pe săptămână, dar să vină cap-coadă și să facă curat. Bun, eu vă înțeleg și parabola, dar lucrurile stau așa, a meritat criza asta, adică multă vreme gunoiul nu s-a luat, oamenii au fost nemulțumiți, în continuare lucrurile funcționează și dumneavoastră spuneți nu cel mai bine, s-au cheltuit și niște bani cu altă firmă? Nu. Per ansamblu, societatea sectorului 1 a fost mai bine servită? Adică... Știți, în momentul în care avem de a face cu o firmă atât de puternică, încă nici statul nu se face respectat, este o problemă. Da, a avut rost și a meritat. Da. Știți cât firma cerea 240 de milioane pentru anul 2021, da? Suntem la 125 de milioane. Cu 120 de milioane de lei într-un an, pentru că sunt și toți anii care vor veni, câte spitale se pot finanța? Câte școli? Eu acum construiesc 4 școli noi, se pot face. Câte asfaltări de străzi? Am asfaltat 8 străzi.
Da? Străzi care nu erau asfaltate, ca să înțeleagă lumea că nu, nu eram asfaltate, aveam încă 40 de străzi neasfaltate în reparații, sectorul 1. Da. Da. Cătălin, salutare, mulțumesc de răbdare, v-am spus că durează un pic mai mult. Bună ziua! O să intru direct în subiect. Doamna primar, locuiesc în sectorul 1, am votat-o, am avut mari așteptări. Dacă mâine ar fi alegeri, aș vota pe oricine, cineva, mai puțin pe doamna Armand, fără supărare. De ce? În primul rând, am votat un primar, un politician, ce este dânsa și ceilalți, încât să aibă înțelepciunea, echipa de negociere, de orice, trebuia să facă orice era posibil, omenește posibil, încât sectorul 1 să nu aibă parte de criza gunoaielor. Unul la mână. Nu m-a interesat cum. Stătea zi și noapte la negociere, nu trebuia să ajungem în situația aia. Vine și ne spune că nu poate să facă nu poate să facă nimic, că firma e puternică. Acum nu poate să facă nimic pentru că nu are lege de partea dânsei. Mereu sunt probleme. Nu mă interesează problemele. Eu nu vreau să le văd. Vreau să văd rezultate. Acum. Nu vine acum și zice că trebuie să punem noi, societatea civilă, să punem presiune pe Consiliul Local sau nu știu pe cine să voteze bugetul. Acum se ia gunoiul? Adică în ce măsură funcționează lucrurile la dumneavoastră? Se ia gunoiul. Se ia gunoiul. Acum nu mai am o problemă cu gunoiul de ridicat. Am o problemă cu gunoiul de pe stradă. Sunt pe aviatorilor. E plin și pe stânga și pe dreapta, dacă vă trimit niște poze, spuneți că suntem în pădure. Nu suntem într-un sector locuit. Plin de frunze, plin de frunze. Incredibil așa ceva. Nu ne trebuie bani, sute de milioane pentru a aduna niște frunze. Serios? Stați o secundă cu mine să primiți și o explicație. E la dumneavoastră, doamna Armand, vă rog. Da. Eu înțeleg frustrarea dumneavoastră. Dar nici o luptă nu se câștigă fără efort. Noi facem curățenie, începem să facă din interior și continuăm pe exterior. Nu, întrebarea e simplă. De ce ajungem în tot fel de conflicte? Da, spuneți, vă rog. De ce ajungem în tot fel de conflicte la care eu trebuie să sufăr și dumneavoastră măsura în care se poate și v-am zis, doar omenește și legal, nu altfel, de ce nu negociați zi și noapte cu tot felul de oameni care vă stau împotrivă? Da. Și în Consiliul Local acum, și înainte cu criza gunoaielor, tu le stau zi și noapte, dacă e cazul, să negociezi în așa fel încât omul să nu sufere. Să vă dea și răspunsul. Stați aici la telefon și dialogăm. Asta e scopul emisiunii. În primul rând, o să vă rog foarte mult să faceți sesizări la operatorul de salubrizare și la poliția locală pentru gunoiul care stă pe stradă și care nu este ridicat. Dar e foarte important să ne ajutați în sensul acesta și să faceți aceste sesizări. Apoi, am făcut o acțiune, o singură acțiune, pentru a preveni ca oamenii să lasă gunoiul pe stradă în loc să lasă un tomberon. Dacă nu au tomberon, trebuie să facă o sesizare și primesc un tomberon. Da? Tomberonul este un lucru care ajunge la fiecare familie. Într-o singură zi, poliția locală, pentru că i-am forțat să se ducă pe teren și să vadă care sunt firmele, care sunt persoanele care aruncă pe stradă, într-o singură zi au dat aproape 1 milion de lei de amenzi. Am stat la negocieri. Sunt mulțumit de poliția locală, nu am ce să zic. Ok, dar înțeleg eu așa, doamna Arman, că reproșul ascultătorului nostru e următorul, că sunteți conflictuală. Și că nu că e conflictuală, ajunge în conflicte din astea. Nu știu dacă e conflictuală, nu pot să acuz pe un om, nu știu. Bun. N-o cunosc, nu știu. Eu pot să vă spun asta. Noi suntem aici pentru că vrem să facem aceste reforme. Eu, într-adevăr, trebuie pentru asta să gestionez
un consiliu local care nu vrea aceste reforme, care vrea să continue business as usual, cum se spune, așa cum a fost 30 de ani, și cu o firmă care, la fel, vrea să continue așa cum a fost până acum. În situația asta, și eu puteam să închid ochii și să spun că am venit aici, dar de fapt nu trebuie să fac cum faceau ceilalți pentru că nu reușesc. Nu. Nu e vorba de a fi conflictual, e vorba de a face munca pentru care am fost aleasă. Și da, sunt niște obstacole. Da, sunt niște forțe care nu doresc acest lucru, pentru că dacă ar fi fost dorit, nu am fi ajuns în situația în care suntem. Da, trebuie să forțez lucrurile. Nu sunt conflictuale, dar sunt determinată. Eu spun că avem totuși aceste realizări. Sunt de acord că trebuie să evit cu tot ce pot ca să cetățenii să sufere și, credeți-mă, vă invit să asistați la o ședință de Consiliu Local. Durează 10 ore o ședință de Consiliu Local. Sunt convins. Da? Așa că și, da, și zi și noapte, credeți-mă, și zi și noapte stau și negociez. Dar aceste forțe de care vorbim sunt foarte puternice. Dacă nu, știți câte persoane au impresia că nu voi reuși pentru că sunt niște forțe foarte cu un sprijin foarte mare. Dar eu spun că vom reuși. Știți ce mi se spunea? Cu gunoierii nu te pui. Pentru că sunt mai puternici. Nu numai în România, peste tot în lume. Da? Nu te pui. Eu spun altceva. Cu cetățenii cinstiți, nu te pui. Că binele învinge mereu. Vă rog să aveți să vă păstrați optimismul și să aveți încredere. O să vedeți, o să ieșim învingător. Scuze că vă întrerup din nou. Vreau să vă și apreciez de altfel că am auzit, cred că și dumneavoastră ați menționat așa foarte puțin mai devreme, legat de parcurile acelea verzi, mă rog, de unde se pot expropia proprietățile sau unde proprietarii vor să vândă către primărie. Nu știu care e formula. Deci, acele lucruri, dacă le faceți, mini-părculețele, sau nu știu cum se vor chema, sau cum sunt, așa, nu știu, dar așa am înțeles că deja este aprobat în Consiliul Local cumpărarea de către primărie a unor suprafețe mici de teren, nu știu. Așa, și dacă le face, să nu voi... de făcut părculețe sau ceva din genul ăsta. E adevărat sau nu? Dacă e adevărat, felicitări pentru demersul ăsta. Într-un an am reușit să creăm de la zero și să inaugurăm un parc nou, parcul Elisabeta Rizea, și două tronsoane din Promenada Verde. Vă invit să vă duceți pe malul lacului Banasa. O să vedeți, acum e plin de lume, chiar ne întrebăm cum, unde se duceau acești oameni înainte. Toți locuitorii din Baneasa și din sudul lacului Baneasa acum se duc la Iarba Verde, pe malul lacului. E ceva foarte frumos, care nu exista înainte. Și acum lucrăm la încă 5 parcuri noi care se vor face, plus toată Promenada Verde, 44 km în jurul lacurilor. O să fie nu numai un loc de recreare, unde o să avem și baze sportive, dar o să facem aceste piste de biciclete ca oricine care dorește să ajungă undeva în București și locuiește în sectorul 1, ajunge foarte ușor pe malul unui lac, pentru că știți că Salba de la Cur traversează, de fapt, sectorul 1, și odată când a ajuns pe mal, se duce sau în nord la metrou Străulești, sau în sud la metroul din aviatorilor unde locuiți. Întrebarea era alta, de fapt, scuze. Da. Dacă e adevărat că veți construi aici, colo, părculețe mici, de 200, de 500, de 1000 de metri. Da, am identificat deja terenurile. De fapt, ca să vă spun, sunt mai multe suprafețe care acum sunt un pericol de a fi preluate, de a fi retrocedate, și noi ce facem este că cumpărăm la loc aceste terenuri ca să nu fie aceste locuri predate către persoane care le-au primit înapoi și să apară un bloc între blocuri. Cătălin, da, trebuie să-i mulțumesc lui Cătălin că mai sunt telefoane și lumea sună și aș vrea să auzim măcar doi ascultători, să vedem dacă avem timp până la final. Mircea, salutare!
Salut, vă mulțumesc că am intrat și eu, sunt locuitor al sectorului 1 și încerc să fiu scurt. În primul rând o felicit pe doamna primar, îi urez putere de muncă și sper ca după dânsa să rămână și ceva făcut sau măcar început niște lupte, niște războaie cu sistemul mafiot imobiliar. Și aici vreau să mă refer în primul rând la Parcul Cireșarii, Parcul Copilului, cum îi se spune astăzi. Acum 20 de ani erau alei, erau bănci, îmi plimbam copiii pe acolo. Astăzi sunt garduri, sunt lacăte, știu că aparține Ministerului Învățământului. Da, Ministerul Învățământului nu se ocupă nici de învățământ, deci ar trebui să se ocupe de parcuri. Primăria ar trebui să le impună să lase parcul cetățenilor. De ce garduri, de ce lacuri și de ce mizerie, lacăte și de ce mizerie, cum este acum la Parcul Copilului. Este o rușine pentru sectorul acest. Stați o secundă să vă răspund. Este sunat de imobiliare, bănuiesc. Are perfect dreptate. Domnul care a vorbit are perfect dreptate și sunt și eu revoltată, pentru că exact cum spune și el, Ministerul Învățământului are mult mai mult de făcut decât să se ocupe de un parc în mijlocul comunității cea mai bogată din România. Are școli care nu au WC-uri, are copii care nu au autobuze să se ducă la școală. De ce s-ar ocupa de acest parc? Eu de când sunt aici, de fapt, de înainte, a fost 4 ani consilier local și de atunci m-am ocupat. Am vorbit, am avut promisiuni de la fiecare ministru al educației, pentru ca el să ne preda acest parc. La un moment dat am spus, ok, nu vom reuși să primim în administrație acest parc, măcar să facem un protocol unde investim noi. Și acum? Știți, am reușit totuși ceva. Să protejez parcul, pentru că parcul trebuia să ajungă la niște mafioți imobiliari. Aveau deja, era semnat un protocol prin care parcul era predat unor oameni care faceau niște investiții și de fapt apoi numai ei aveau acces la acest parc. Adică știți aceste contracte public-private unde un privat... Ce guvern făcuse asta, de curiozitate? Bineînțeles că în momentul în care am făcut public totul, da, unde am arătat, o să vă trimit postarea mea, am acționat și prin Consiliul de Administrație, unde ne-am dus atunci acolo. În momentul în care am făcut public, nimeni nu a mai recunoscut că era gata, că protocolul era deja semnat și imediat s-a abandonat totul, ca nimeni să fie responsabil de asta. Dar măcar acest parc să rămână așa cum e, parc, un parc sălbatic neîntreținut, exact cum spune domnul, este revoltător ce este acolo. Dar până găsim un guvern, un ministru al educației care se gândește un pic la cetățeni și la ce ar putea să fie acest parc pentru cetățenii sectorului 1. Până acum, toți s-au gândit la alte interese decât să redau acest parc oamenilor care au nevoie de el. Mircea, îți mulțumesc tare mult. Mai era ceva? Nu cred că nu mai e Mircea. Haideți să vedem. Gabriel, salutare, ești la Deșteptarea României la Europa FM. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a intra în direct la Europa FM. Aș vrea să o felicit pe doamna primar pentru tot ceea ce face, pentru lupta asiduă pe care o duce în fiecare zi. Sunt locuitor al sectorului 1. Am și o scurtă întrebare pentru doamna primar Clotilde. În general, lumea este foarte rezistentă la schimbare. V-ați simțit uneori sabotată de angajații primăriei sectorului 1 și aici mă refer inclusiv la Consiliul Local al sectorului 1. Adică la cei pe care doamna i-a numit trântori. Nu? Aveți mulți, așa ați zis, nu? Pe Facebook. A fost un post al doamnei primare acum câteva zile în care explica... Da, pe de-aia, de-aia am și zis, nu, că era cu citat. Exact. Da, de Consiliu. De Consiliu e clar. De Consiliu Local am vorbit. Din păcate nu am o majoritate și este o problemă, dar nu ne lăsăm bătuți. Deci cum e cu trântorii? Acum, cu dumneavoastră aveți o idee câți oameni sunt la primăria sectorului 1? Uite, îmi scapă, cred că am în hârtie aici, dar pe păros nu știu. Câți aveți? Este un mastodon de 3200 de oameni. Funcționari? Toți? În general funcționari, da. Și atunci vă dați seama că nu se poate schimba acest mastodont extrem de ușor. Da? Acum 6 luni am impus un sistem de punctaj electronic. Știți, cu o cartelă, așa cum se face și la dumneavoastră. Și am spus, ok, cine nu punctează,
nu e plătit, pentru că o parte din oameni aici, scuze, vorbesc doar de prezența fizică, nu vorbesc de restul problemelor, da? Dar măcar oamenii să vină la muncă, este primul pas, să spunem, spre o colaborare. De fapt, au folosit condica fizică. Știți care este prezentă la șef? Da, unii se ocupau pe ceilalți. Acum am spus, ok, nu mai spuneau că e obligatoriu prin lege să avem condica fizică. Ce-ască. Am verificat foarte atent, foarte precis. Nu e, acum legea ne permite să avem un pontaj electronic. Am eliminat condica și toți angajații acum trebuie să ponteze doar cu cartela. Dacă și-au uitat cartela, la mine se găsește registrul unde pot să înregistreze. V-am spus, baza este să vină fiecare la muncă. La constatarea asta cum ați ajuns? Deci câți nu veneau la muncă? S-au întârziat? Aveam servicii care erau foarte oameni, toți funcționarii erau corecți și aveam 100% compliant, adică 100% puntau, și servicii unde pur și simplu oamenii nu veneau, știți? În medie eram la 50%. 50% puntau, 50% nu puntau. Acum, eu spun că nu vor mai primi salariu dacă nu folosesc cardul la intrare și la ieșire și cred că o să am un succes mai mare. Da, uite, numărăm până la sfârșitul anului. Aș vrea să-l auzi și pe Daniel la finalul acestei ediții de Deșteptarea României și mai am și eu o întrebare după Daniel. Salutare, Daniel! Bună ziua! Salutare! Am intrat în direct. Daniel este numele meu. Am și eu două întrebări sau nelămuriri. Odată, deci, sunt locuitor al sectorului 1, mai exact în zona Podul Constanța. Aici avem un trafic foarte intens dinspre orașele din județul Ilfov spre București și invers. După aceea se trece dinspre București înspre aceste orașe de lângă București. Nu se poate face nimic pentru a se lărgi, pentru a se construi un suprapasaj, pentru orice alternativă, cred că e binevenită. Da, toți bucureștenii ar saluta, nu numai sectorul 1, ce se întâmplă acolo. Nu, este da. Pasajul Constanța este o mare problemă. De când sunt consiliar local, am întâlnit cu diversi experți și ne-am uitat, toți spun că este extrem de dificil, pentru că avem și apa acolo, țevile de apă, și de metrou, și de CFR. Oricum, e într-adevăr ceva complex. Eu ce am făcut? Am semnat, am rugat Banca Europeană de Investiții, care se ocupă de cele mai complexe investiții din Europa, să facă un studiu și să ne spună care este soluția. De fapt, e un studiu de fezabilitate. Ne vor spune care este soluția cea mai fezabilă și apoi cea mai finanțabilă pentru Podul Constanța. Banca Europeană de Investiții m-a informat că deja a semnat un contract cu un proiectant internațional care începe să studieze problema și în 3 luni o să facă o întâlnire mare cu toți cei care sunt implicați, adică Primăria Generală, Metrorex, CFR și noi, pentru a prezenta care sunt soluțiile care sunt cele mai bune și ca toți împreună să semnăm. De ce Banca Europeană de Investiții? Pentru că sunt cei care finanțează și cei care sunt cei mai buni experți în Europa pentru investiții complexe. Atunci, îmi pare rău să spun că nu am acum soluția, dar vom avea soluția imediat când BEI, Banca Europeană de Investiții, vine în fața noastră și ne prezintă ce a găsit. Daniel, mai avea o întrebare. Da. M-am o întrebare legată de partea de urbanism. Dumneavoastră a spus că s-au înlocuit majoritatea sau tot personalul toată direcția. Direcția. Cel puțin eu știu o persoană care nu cred că a fost înlocuită și care, din păcate, nu este foarte comunicativă și am avut și de-a face cu ea, pentru că mă aflu într-o astfel de situație. Foarte greu să obțin certificat urbanist odată. Acum o să mă voi afla și în partea de autorizare. Din păcate, din cauza ploilor din această primăvară, știți că a fost foarte ploios, am cerut o consolidare și o extindere.
până mi s-a aprobat certificatul urbanism și până să încep să iau avizele, din păcate, partea care dorea să o consolidez s-a dărmat la propriu. Adică tavane, a căzut un perete, mi-a făcut ingrasie în casă, în partea asta unde stau, am doi copii, unul suferă de ac, și a trebuit să au niște măsuri și în necunoștință de cauză. Și la acest moment o să fiu nevoit să depun o preautorizare și o desfințare, bineînțeles. Întrebare? Că în zona în care locuiesc, potul este pentru 45%, indiferent de suprafața terenului pe care îl ai, adică, și mi se pare foarte nepotrivit, în sensul că nu înțeleg de ce acest pot de 45%. Da. Pentru că, de exemplu, terenul meu fiind în cotă de 200 metri pătrați, nu mă pot compara cu cel de care are de 300 metri pătrați. Da, asta nu înseamnă că da. Eu am... Cred că îți dă răspunsul acum. Tine. Întrebarea tehnică și îți dă răspunsul acum. Da, domnul vorbește de POC, procent de ocupare... Ocupare? Da. Terenului pot, da. El vorbește de faptul că documentele de programare urbanistică, cum este planul urbanistic general sau planul urbanistic zonal, se spune pentru fiecare teren cât la sută din acest teren ai voie să ocupi. Dacă ai o parcelă de 300 de metri pătrați și ești un București noi, n-ai voie să construiești pe 300 de metri pătrați. Ai voie să construiești pe jumătate din parcela ta. Știți? Sunt niște reglementări urbanistice care există în toate orașele din lume pentru a evita să avem niște orașe în care nu poți să locuiești. Asta da? nu va fi modificată. Atunci, cum este? În sectorul 1... ce facem noi este să respectăm ce spune planul urbanistic general. Și sunt niște zone care sunt în dezvoltare, cum este Sisești, sau unde nu există încă niște indicatori și acum dăm la licitație niște planuri urbanistic zonale, ca cei care vor dezvolta acolo să știe clar ce au voie și ce nu au voie să facă. Acum, noi nu decidem noi primăria din sectorul 1, care este acest procent de ocupare a solului, al terenului. Este hotărât de Consiliul General. Și atunci noi trebuie doar să respectăm. Eu ce pot să spun? În general, știți că am început demolările pentru toate construcțiile care au fost construite ilegale. În general, despre asta e vorba. Cineva are o casă cu o curte și în curtea lui dispare curtea, de fapt, și apare o clădire. Da, noi dorim să eliminăm acest fel de practică care este o problemă pentru absolut toată comunitatea. În cazul domnului care a sunat, eu aș dori să-mi spună și e important să fac o reclamație pentru că dacă nu i s-a dat acest certificat de urbanism în 30 de zile, așa cum spune legea, este o problemă. Și atunci, orice reclamație este luată foarte în serios de mine și de cei care gestionează... Daniel, soluția doamnei primar scrie la primărie, la reclamații. Mulțumesc tare mult pentru telefoane. Eu v-am luat vorba din gură, dar am o problemă și eu cu parcările, că mai parchez în sectorul 1. Și spunea și dumneavoastră, foarte puține locuri, și aici o practică generalizată în România, cu excepția câtorva orașe, în foarte puține locuri se taxează parcarea la bordură, da? Și nu mă refer aici la parcare rezidențială, că oamenii n-au unde să-și lase mașina în jurul blocurilor. Ci eu, care vin din sectorul 6 și parchez undeva în sectorul 1, pot să o fac fără bani. Adică pot să las mașina oriunde îmi trece prin cap, nici nu o ridicați că n-aveți cu ce, nici nu mă puneți să plătesc. Și asta e o practică care, din punctul meu de vedere, ar trebui schimbată. Și nu înțeleg aici, dumneavoastră, unde vă situați în chestiunea asta. Sunt două tipuri de atribuții. La primăria generală sunt aceste parcări unde vin oameni în timpul zilei. Da? Sunt cei care vă obligă să aveți un abonament cu 100 de lei pe lună ca să aveți dreptul să vă parcați pe stradă. Mm-hmm. Și la mine, la primăria de sector, sunt aceste parcări rezidențiale. Adică oamenii care stau în noapte, care locuiesc într-un cartier de bloc, vor să aibă niște parcări ca să aibă o mașină. De fapt, se poate că ei se duc cu metrou la serviciu, dar au nevoie de o parcare rezidențială. Preocuparea mea este să identific toate aceste locuri, în sectorul 1, unde pot să construiesc parcări rezidențiale. Chiar este un loc
loc, în nordul cartierului Pajorei, unde am identificat un teren mare, unde în lunile care vor veni o să facem niște probe de la niște parcări supraetajate. Să vedem cât de zgomot sunt, cât de multă energie folosesc, cât de eficiente sunt. Asta facem acum. Facem niște proiecte pilot, ca apoi, în tot sectorul unde nu este prea urât, unde se potrivește, să punem niște parcări supraetajate. În același timp, am identificat locuri unde vom putea să construim și parcări subterane. Pentru aceste parcări subterane, e nevoie de un efort mai mare. Trebuie să facem toate studiile de teren, geotopo. Știți că dacă faci o parcare subterană, dar nu ai construit lucrurile perfect, ca la carte, vine apă, pentru că apa fratică din București este foarte sus. Și sunt niște investiții extrem de serioase care iau timp. Clotilde Armand încheie Deșteptarea României din octombrie dedicată orașelor noastre. Doamne, ne vedem peste un an. E propunerea mea plăcere, adresată tuturor plăcere. Primarilor. Reevaluăm atunci cum arată orașele noastre la jumătatea mandatului. Cât despre voi, vă mulțumesc pentru contribuție. Luna noiembrie va fi foarte grea, pentru că vom vorbi despre ceva ce nu putem schimba, sau credem că nu putem schimba niciodată în România. Este vorba de sănătate. Și aici în studio să fie prezent Beatrice Mahler, prima dată va deschide această serie de emisiuni, directoarea Spitalului Marius Nasta, după care o să vă întâlniți cu profesioniști din medicină în fiecare vineri. Clotilde Armand, mulțumesc încă o dată, spor la treabă tuturor! Deșteptarea României, un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. We'll be right back.